Seara, da, așa mă bucur încă de când jucam la junior și mai înscriam, mai rar, dar înscriam. Și nu înseamnă nimic pentru mine, este pur și simplu așa mă bucur încă de la junior și nu. Nu e absolut niciun răspuns. Eu primesc critica ca pe ceva constructiv. Știu că am greșit, știu că am avut niște evoluții mai slabe, dar eu îmi doresc să cresc de la zi la zi și gândul meu și focusul meu este numai pentru a crește. Da, am răspunsul nostru a venit pe teren, am câștigat, am reușit să câștigăm contra unei echipe bine organizate, contra unei echipe agresive, o echipă care a încercat să joace fotbal și a reușit să joace fotbal, dar noi ne bucurăm că am câștigat acest meci. Crezi că adresezi mesaj de la Mircea Renic? Te duci să verifici telefonul? Nu știu să vă spun, probabil. Cred că o să găsesc mesaj, nu știu sigur. Vă vine bine echipa asta vouă, că sau și asta a fost, vă vine bine echipa asta vouă, că și înființarea ei a fost criticată. Nu știu nimic despre criticile despre înființare. Nu, ne prinde foarte bine, vă dați seama, este o onoare pentru, cred că pentru noi toți să jucăm pentru echipa națională și să purtăm această stemă în piept. Și de fiecare dată când venim aici, dăm totul și încercăm să aducem victorii și să aducem bucurii oamenilor. Da. Sunt niște meciuri, cum am spus dumneavoastră, care avem un adversar, dar înseamnă că putem crește foarte bine, nu? Cred că sunt niște meciuri care ne priesc, niște meciuri care ne ajută să ne dezvoltăm ca fotbaliști, ca persoane, ca orice, avem numai de câștigat. Golul 2 cum s-a văzut din teren? Golul 2 s-a văzut, cel puțin de la mine de acolo din spate, s-a văzut senzațional. Îl felicit pe colegul meu, Rada, pentru execuția aia superbă. Și pentru că ne-a adus victoria, de ce nu? A intrat și a dat gol. A greșit, nu te aud de el. Trebuie să fie atent la viitor. Da. Va fi o partidă la fel de grea ca cea cu Cehia, poate mai grea, nu știu. Nu-i cunosc, din păcate, dar Germania rămâne Germania și, după cum se spune, nemții termină meciul numai după ce pleacă autocarul. O să fie o partidă foarte, foarte grea, dar noi ne dorim și sunt convins că o să facem un club frumos. Da, normal, le ținem unii băieților, pentru că și ei joacă acum un meci greu și sperăm să câștigem. A fost o presiune pe tine, apropo de ce mai devreme, că te motivează cumva critică, dar noi totuși sunt critici. Adică o evoluție mai palidă astăzi, putea să spună, eu știu, plombe la picioare. Nu a fost niciodată presiune pe mine, eu accept presiunea e întotdeauna și o iau ca pe un lucru pozitiv și încerc să cresc și să mă dezvolt. Chiar dacă este presiune, nu e nicio problemă. Mersi frumos!